bine v-am regăsit, dragi ascultătorii Radio Trinitas! Sunt diaconul Florin Ciprian Petre și vă invit ca în fiecare sâmbătă la această oră să lecturăm, să înțelegem și să aprofundăm textul Evangheliei ce se va citi la Sfânta Liturghie de Duminică în toate bisericile ortodoxe. Suntem în Duminica Intrării Domnului în Ierusalim sau a Florilor și avem bucuria de a vorbi despre însemnătatea teologică a acestui moment din viața și activitatea Mântuitorului Hristos, cu preacucernicul părinte profesor doctor Daniel Benga, profesor în cadrul Departamentului de Teologie Istorică Biblică și Filologie al Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București, precum și profesor la Institutul de Teologie Ortodoxă al Universității Ludwig Maximilian din München, Germania. Preacucernice părinte profesor, vă mulțumim că sunteți, iată, din nou alături de noi. Mă bucur eu să vă revăd de asemenea și să vorbim despre lucrurile mari ale istoriei dumnezeiești pe care Dumnezeu o face cu noi în aceste zile. Părinte profesor, vă propun să citim împreună textul Sfintei Evangheliei, iar dacă ascultătorii noștri au o Sfântă Scriptură acasă, să o deschidă la Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetele de la 1 la 18. Deci, cu 6 zile înainte de Paști, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, pe care îl înviase din morți. Și i-au făcut acolo cină și Marta slujea, iar Lazar era unul dintre cei ce ședeau cu el la masă. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și le-a șters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Iar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii lui care avea să-l vândă, a zis: pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu 300 de dinari și să-i fi dat săracilor? Dar el a zis aceasta nu pentru că era grijă de săraci, ci pentru că era fur și, având punga, lua din ce se punea în ea. A zis deci Iisus: las-o, că pentru ziua îngropării mele l-a păstrat. Căci pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Deci mulțime mare de iudei au aflat că este acolo și au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Și s-au sfătuit arhiereii ca și pe Lazar să-l omoare, căci din cauza lui mulți dintre iudei mergeau și credeau în Iisus. A doua zi, mulțime multă care venise la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, au luat ramuri de finic și au ieșit într-o întâmpinare a lui și strigau: Osana, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, împăratul lui Israel. Și Iisus, găsind una sintână, așezut pe el precum este scris: nu te teme, fiica Sionului, iată împăratul tău vine șezând pe mânzul Asinei. Acestea nu le-au înțeles ucenicii lui la început, dar când s-a prea slăvit Iisus, atunci și-au adus aminte că acestea i le-au făcut lui. Deci da mărturie mulțimea care era cu el când l-a strigat pe Lazar din mormânt și l-a înviat din morți. De aceea l-a și întâmpinat mulțimea, pentru că auzise că el a făcut minunea aceasta. Părinte profesor Daniel Benga, înainte de a ne apleca asupra analizei textului evanghelic ce ne pune în față aceste două tablouri, cel al ungerii cu mir din Betania și cel al intrării Domnului în Ierusalim, aș dori să vă întreb care este semnificația teologică acestui moment al intrării în cetatea Ierusalimului, acestui început de drum spre Golgota, care, iată, acum este presărat cu flori, dar vor urma Sfintele Pătimiri. Și de asemenea, de unde vine această denumire de Duminica Florilor? Încep cu a doua întrebare, care e mai scurtă și al cărei răspuns este de asemenea mai scurt. Sigur că floriile vin de la flori, pentru că în lumea greco-romană, fiind o perioadă a primăverii, exista o asemenea sărbătoare a florilor după echinocțiu de primăvară. Noi știm că și Paștele nostru este legat de acest echinocțiu și cumva, raportându-se această sărbătoare precreștină la momentul creștin în care, după cum am văzut din Evanghelia pe care aș citit-o mai devreme, se aduceau ramuri de finic și stâlpări în mâini,
a primit această duminică și numele de Florii, cel puțin în tradiția și cultura românească. Însă, în mod special, noi numim această duminică, teologic corect, Duminica Intrării Domnului în Ierusalim, sigur popular Duminica Floriilor. Așadar, deși avem de face cu florile unei lumi necreștine, stâlpările de finic pe care, iată, poporul le poartă în mână la intrarea Mântuitorului în Ierusalim, fac ca florile să fie prezente chiar sub forma acestor stâlpări la sărbătoarea intrării Mântuitorului în Ierusalim. Noi astăzi purtăm poate un gând încă în plus la această explicație. E foarte frumos că la noi se poartă foarte mult salcie și salcia, cel puțin salcia pletoasă, este în ea însăși un semn al smereniei. Ea este smerită, nu face roade prea multe, nu e spectaculoasă, chiar este aplecată în jos și prin aceasta ne introduce foarte frumos pe noi românii în spiritualitatea acestei sărbători, pentru că această sărbătoare, acum trecând la ea, a intrării Mântuitorului în Ierusalim este foarte strâns legată de învierea lui Lazar din morți. Cei care ne-au ascultat și au fost atenți la Evanghelia pe care a citit-o mai devreme au putut vedea că avem de-a face cu un episod în care fundalul întregii bucurii a intrării Mântuitorului în Ierusalim este de fapt învierea din morți a lui Lazar. Și ce stă în spatele acestei învieri? Pentru că noi am putea considera momentul acesta Sâmbăta lui Lazar și Duminica Floriilor, noi trebuie să le ținem mereu împreună, pentru că așa le-a ținut și Mântuitorul. Și ele sunt, de fapt, un fel de Paște mic, le-aș numi eu, n-am întâlnit această definire a acestor două sărbători împreună ca Paștele mic. În ce sens? Pentru că Mântuitorul, după cum ne spune chiar troparul Floriilor, ne încredințează de învierea lui și de învierea cea de obștea noastră a tuturor prin ridicarea lui Lazar din morți. Și acest tropar al Floriilor este cântat și în procesiunea de Florii, care, sigur, când nu era pandemie, se putea face foarte ușor și era atât de frumoasă la noi în București și în multe orașe ale țării. Și noi venim cu ramurile de stâlpări sau de finic, cum era în Ierusalim, ca semne ale biruinței. Deci, prin aceasta ne arătăm și bucuria, pentru că sărbătoarea este o combinație, după cum putem vedea, între smerenie și biruință, cumva, speranță și dezamăgire, tristețe și bucurie. Adică această sărbătoare, dublă sărbătoare, o numesc eu, poartă în ea această ambivalență extraordinară, nădejdea învierii pe care Mântuitorul nu o dă ca încredințare prin scoaterea lui Lazar din mormânt, dar în același timp și pregătirea pentru răstignirea lui. De aceea e foarte frumos să vedem această ambivalență între triumf, biruință și smerenie, iar Evanghelistul Luca chiar ne spune, descrind episodul, că un singur om în această bucurie, că totuși e o bucurie, e ca un fel de popas duhovnicesc al bucuriei înainte de săptămâna Sfintelor Pătimiri și Sfântul Luca în Evanghelia lui ne spune că unul era trist. Cine era trist în toată această bucurie? Mântuitorul. Pentru că toată Evanghelia, și aș citit-o dumneavoastră mai devreme și poate mă opresc deja aici cu o primă intervenție, poartă în ea o dramatică extraordinară pe care trebuie să o remarcăm cu toții. Este amintit Iuda Iscarioteanu în Evanghelia de astăzi, vânzarea lui banii, Maria, sora lui Lazar, care îi unge Mântuitorului picioarele, Lazar cel înviat din morți, Mântuitorul care se pregătește pentru patimă. Adică Evanghelia e foarte puternică și poartă în ea întreaga realitate omenească, un ucenic care se pregătește să-l vândă, o femeie. Aici este vorba de Maria în Evanghelia după Ioan, dar ceilalți evangheliști vorbesc și de o femeie păcătoasă care ar fi un special de Mântuitorului și care câștigă mântuirea înaintea unui ucenic care o pierde. Așadar, e o perioadă foarte puternic duhovnicească, încărcată de multe semnificații, în care împreună cu dumneavoastră astăzi încercăm să intrăm și să-i conducem, să-i purtăm și pe ascultătorii noștri. Dacă ar fi să facem o primă sinteză la cele pe care ni le-ați spus până aici, părinte profesor, putem vorbi deci de o dublă dimensiune teologică a acestei evanghelii și acestui moment plin de profunzime
a intrării triumfale și smerite a Mântuitorului Hristos în cetatea Ierusalimului, o dublă dimensiune caracterizată prin această prefigurare a morții și a învierii în actul învierii lui Lazar, pe de o parte, pe de altă parte, tristețea Mântuitorului Hristos, dar o tristețe fundamentată pe asumarea a ceea ce va urma, și anume sfintele și dumnezeieștile și mântuitoarele sale pătimiri. Și Evanghelia de astăzi, iată, ne pune, Părinte Profesor, două tablouri în față. Și aș vrea să ne oprim asupra primului, care fără doar ce poate are legătură de cauzalitate cu cel de-al doilea, acest moment al ungerii din Betanie. Simbolismul acesta al ungerii, actul acesta al Mariei sau al femeii păcătoase, iată, ne duce iarăși cu gândul la pocăință, tocmai ce am avut duminica anterioară întreaga teologie cu privire la pocăință, pentru că toată perioada aceasta a triodului este o perioadă de pocăință, de pregătire pentru a fi pe cale cu Hristos în sfintele sale pătimiri. Cum putem înțelege gestul acesta al ungerii din Betanie? E un moment foarte important, este un moment simbolic, așa cum bine a spus, și avem cele două episoade foarte clare, ungerea din Betania și după aceea intrarea în Ierusalim. Venind la ungere, gestul Mariei, sora lui Lazar, sau al femeii păcătoase despre care ne vorbesc, de fapt ne vorbește numai Evanghelia după Luca, ceilalți evangheliști vorbesc de o femeie care îl unge pe Mântuitorul. Mântuitorul însuși spune că este spre îngroparea lui. Și noi trebuie să mergem de la mirul vărsat la cina în Betania la mirul mironosiților din Duminica Învierii. Pentru că numai în momentul în care legăm cele două episoade putem vedea de fapt în sine profeția și așa putem înțelege ceea ce se întâmplă. Ungerea, sigur, cu mir putea fi și un semn al unei demnități imperiale, regii, împărații erau unși cu un de lemn, cu mir în Vechiul Testament, dar în același timp și semnul de pocăință care e dat și de lacrimi, de spălarea picioarelor cu părul. Și sigur că această pocăință este greu de înțeles pentru noi cei de astăzi, pentru că, să știți, de multe ori chiar mă gândeam cum să ne pocăim, că noi nu știm să ne pocăim, adică îndemnul vedem și multă lume spune pocăiți-vă sau plângeți pentru păcate, dar aici ne trebuie o întreagă introspecție personală pentru a ne vedea păcatele în primul rând, pentru că nu suntem în stare să le vedem și știm cu toții că mulți părinți din Pateric ne spun că cel ce își vede păcatele e mai mare decât cel care vede îngeri. Noi mai repede am vrea să vedem îngeri și mai greu ne putem vedea păcatele și abia introspecția în aceste zile, când după rugăciunea Sfântului Efrem Siru, Doamne ajută-ne să nu judecăm pe fratele nostru și să vedem păcatele noastre, numai aceasta ne poate duce la această realitate a pocăinței. Dar după cum spuneam, deci ungerea din Betania are loc pentru că în Vinerea cea Mare, când Mântuitorul este răstignit, pentru că urma Paștele evreilor, știm cu toții că trupul va fi înmormântat cu repeziciune, nemai putându-se face toate ungerile prevăzute de tradiția iudaică. Și de aceea le avem pe femeile mironosițe care încheie acest tablou profetic pe care îl întâlnim în Betania, iar acest lucru este foarte, foarte relevant pentru noi. Și aș mai aminti ceva foarte interesant. În acest episod intervine Iuda, după cum ați citit Evanghelia mai devreme. Și Iuda, sigur, el era iubitorul de argint și acest ucenic, na, pentru că până la urmă era ucenicul, era un om apropiat, un om ascuns, de fapt, care stătea lângă Mântuitorul și această săptămână, să știți că este și o descoperire a oamenilor mincinoși de lângă noi, a ticăloșilor, cum se spune, care stau de multe ori alături de noi, parcă ne sunt prieteni și, de fapt, ei ne vând. Și acest lucru se întâmplă și este foarte frumos tematizat în miercurea din Săptămâna Sfintelor Pătimiri. Sfânta și Marea Zi Miercuri are această pomenire a femeii păcătoase și amintirea episodului trădării lui Iuda. Și textele sunt foarte frumoase, textele liturgice al acestei sfinte și mari zi de miercuri, în care se cântă această taină extraordinar de frumoasă, cum
ucenicul pierde totul, deci pentru bani și datorită unei patimi, el este cel care îi pierde totul și iată o femeie păcătoasă câștigă totul, câștigă raiul prin această ungere pe care o amintim. De aceea, cred că aici este valabilă și spusa pe care o întâlnim de asemenea iar în Pateric, mai bine un păcătos smerit decât un drept mândru și iubitor de argint. Și acest lucru îl remarcăm deja aici la masă, falsitatea cu care suntem înconjurați și această falsitate, să știți că merge mână în mână până în Vinerea cea Mare, când cărturari, farisei, tot la fel vor spune că îi păzesc legea și că Mântuitorul s-a făcut stricător al legii și cei care respectă o tradiție religioasă, iată, îl vor răstigni pe Dumnezeu însuși. De aceea, realitatea e foarte, foarte puternică și acest episod, iată, are o semnificație foarte, foarte profundă pentru noi. Este interesant, părinte profesor, că ne-ați amintit acest moment și această problematică a vânzării lui Iuda, vânzării din partea lui Iuda, care nu ce cu gândul la această desfigurare, dacă vreți, a ceea ce înseamnă până la urmă umanitatea în esența ei. Pentru că Iuda este unul dintre ucenici, așa cum ne spuneați, martor al tuturor minunilor și faptelor bune pe care Mântuitorul Hristos le face de-a lungul activității sale pământești și cu toate acestea, el își va vinde învățătorul. Sigur, mulți își pun problema că Iuda a fost cumva destinat pentru acest lucru și aș vrea să discutăm un pic și despre acest aspect al libertății lui Iuda de a alege să-l vândă pe Hristos. Pentru că de cele mai multe ori oamenii își pun această întrebare. Nu cumva Iuda a fost și el o victimă? Da, e o întrebare la care sigur că există răspunsuri, s-au ocupat și unii din părinții bisericii, l-aș aminti aici pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, care face o distinție foarte clară între predestinarea unor momente din viața noastră și libertatea noastră, în sensul în care Sfântul Maxim spune așa, Dumnezeu nu predestinează ceea ce vom face noi de dinainte, ne lăsându-ne libertatea, dar Dumnezeu ce poate face? Ne poate pune în cale evenimente sau le poate rândui în fața cărora după aceea libertatea noastră va fi cea care trebuie să aleagă. Și atunci am putea răspunde în modul următor privitor la Iuda, că acest moment a fost cumva rânduit într-o istorie a mântuirii, este foarte, foarte clar, dar că Iuda ar fi putut să nu facă gestul ăsta este de asemenea la fel de clar în virtutea libertății conștiinței și a libertății de acțiune. De aceea nu este obligatoriu ca Mântuitorul să-și fi dat viața prin trădarea lui Iuda, nu trebuia să-l vândă el, îl puteau captura foarte ușor și fără trădarea unui ucenic, farisei și cărturarii, după cum au și făcut de altfel în grădina Ghețimanii, sigur, prin vânzarea lui Iuda, dar ea este o chestiune pe care o putem pune în paranteză fără probleme, pentru că este o chestiune de libertate, de decizie și de multe ori, așa cum și spuneam mai devreme, se întâmplă asta și în viața noastră. Sunt momente mai grele, evenimente mai triste, când oamenii ne mai dezamăgesc sau ne mint sau ne înșală. E, toată această realitate cred că e binevenită în viața fiecăruia dintre noi, pentru că singurul mod în care noi trebuie să trăim este adevărul. Și descoperirea adevărului este mereu ceva pozitiv și ceva care ne ajută foarte, foarte mult. Un alt aspect interesant al acestei evanghelii. Iată, noi trăim într-o lume, părinte profesor, în care senzaționalul, uimitorul, extraordinarul este atât de căutat. Și în Evanghelia de astăzi avem această afirmație a evanghelistului, și anume că mulțimea dorea să-l vadă pe Lazar cel înviat de Hristos. Și întrebarea este în ce cheie citim acest moment, pentru că am putea înțelege că, de fapt, oamenii veneau doar pentru această minune. Dar această minune a învierii lui Lazar nu este cumva confirmarea puterii dumnezeiești a lui Hristos? Nu este arătată prin această minune că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Mesia cel profețit și așteptat în toată perioada Vechiului Testament?
Da, într-adevăr, problema pe care o ridicați este clar legată de ce am spus și mai devreme, și anume de faptul că omul caută minunea mai repede decât caută să se cunoască pe el însuși și așa mai departe. Însă să fim cu toții realiști, noi înșine, dacă am trăit astăzi și am auzit de cineva, o persoană care poate învia morții, sigur că am vrea și noi să-l cunoaștem și să-i vedem puterea și să ne întâlnim cu el. Și acest lucru s-a întâmplat și în învierea lui Lazar din morți, înviere pe care, iată, Mântuitorul a făcut-o. E foarte evident această problemă. Învierea lui Lazar însă ne aduce o lumină extraordinară și acum îmi vine în minte ceva extraordinar, și anume faptul că Dostoievski, în camera lui în care scria la Moscova, eu am avut șansa, dar acolo n-am ajuns, dar am ajuns la Sankt Petersburg, în casa memorială a lui, unde a scris, de exemplu, frații Karamazov. E, și într-o lucrare am citit că el la Moscova avea două lucruri în birou unde scria opera. Avea o poză mai veche cu el însuși și avea icoana învierii lui Lazar din morți. Și chestia asta m-a impresionat cumva, adică unul din marii scriitori ai umanității care a pătruns în adâncurile sufletului omenesc, a ținut la acest moment pe care dumneavoastră mi l-ați amintit, adică oamenii au venit pentru că l-a văzut pe Lazar înviat din morți. Da, pentru că Andrei Malraux spunea următorul lucru: poate că aceasta este taina lui Dostoievski, a spus el. Această icoană a lui Lazar scos din mormânt și înviat din morți, pentru că prin aceasta a simțit atât de bine omul și sufletul omului modern. Pentru că în această întâlnire între Hristos și Lazar se întâlnește chipul luminos al lui Dumnezeu întrupat cu chipul desfigurat de moarte al unui om aflat de 4 zile în mormânt. Și cred că, știți, strigătul lui Isaia din Vechiul Testament, cel marele proroc care l-a vestit pe Mântuitorul Hristos, la un moment dat, nu mai știu exact capitolul, spune: O, de te-ai pogorâ și ai sfâșia cerurile. Adică acest strigăt al umanității, care e de fapt în noi toți. Trăim vremea de pandemie, vedeți cu toții, și parcă nu numai boala, dar și moartea e mai aproape de noi. Adică această înviere a lui Lazar din morți este atât de actuală în această vreme și săptămâna Sfintelor Patimirii, învierea Mântuitorului, pentru că ele rămân până la urmă singura speranță pe care noi o avem în momentul în care nimeni nu ne mai poate ajuta și singurul mod de a trece dincolo de desfigurarea morții. Pentru că Lazar a fost desfigurat de moarte. Noi înșine suntem în acest pericol. Și atât Dostoevski ne-l pune în față și vine să ne dea un mesaj extraordinar, că în momentul în care orice om, în orice suferință, îl întâlnește pe Hristos, el este scos din această stare a morții, din această desfigurare a existenței pe care moartea ne aduce, pentru că până la urmă moartea este cea mai mare minciună a istoriei, spunea la un moment dat Andrei Scrima foarte frumos. Moartea e o minciună, de fapt. De ce? Pentru că s-a strecurat într-o viclenie pe acest pământ și Hristos vine acum, prin învierea lui Lazar, să ne arate acest drum extraordinar. Pentru că am putea spune și așa: în învierea lui Lazar, lumea viitoare deja a început, dar a început numai ca o prefigurare, pentru că aici poate e important, uite bine că mi-a venit ideea, să facem și distinția, că învierea lui Lazar nu poate fi echivalată cu învierea Mântuitorului din morți. De aceea este numită și o prefigurare. Învierea lui Lazar este reanimarea trupului său mort. Este o reanimare, o readucere în existența anterioară. Învierea Mântuitorului însă este o ducere într-o existență posterioară pe care noi încă nu o putem concepe, pe care o știm în credință, o simțim, și de aceea este foarte, foarte clar că avem de-a face cu un eșec al tuturor sistemelor politice, sociale și medicale ale istoriei, o lecție în care trebuie să înțelegem, și virusul ăsta de corona ne învață asta, că istoria pământească nu poate fi purtătoarea tuturor valorilor umane. Și cred că în răspunsul meu, care e un pic complicat la întrebarea noastră, de asta au venit oamenii așa atunci acolo, pentru că teama de moarte și căutarea veșniciei care e sădită în noi era în toți.
și să te întâlnești cu cineva care miruie moartea, care scoate morții din morminte, evident că este ceva extraordinar și de acolo și triumful și bucuria lor, pe care poate nu înțelegeam, nu înțelegeau întru totul, de aceea Mântuitorul era trist și mai avem încă un episod pe care îl vedem în Iuda. Iuda este multiplicat în ziua, deci altfel spus, atitudinea lui Iuda și răutatea lui și viclenia lui la cina din Betania este multiplicată în episodul 2 al Evangheliei de astăzi pe care îl vom tâlcui, și anume episodul intrării în Ierusalim. Și aș vrea să ne oprim la acest... Și pe farisei care reacționează asemănător. Și aș vrea să ne oprim la câteva elemente din acest al doilea episod, episod care debutează cu versetul 12, și anume că în a doua zi mulțime multă venise la sărbătoare, dar nu este încă sărbătoarea pașilor evreiești, și poate ne vorbiți despre ce sărbătoare era vorba, faptul că Mântuitorul Hristos este primit în maniera aceasta foarte triumfală, cu cântări din psalmi. Osana, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului Împăratului Israel. Iată, îl proclama. Este vorba doar de aspectul acesta politic, îl așteptau evreii doar ca pe un împărat politic sau îl recunoșteau ca pe Mesia, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat? Da, mulțumesc foarte mult pentru întrebare, pentru comentarii. Sigur că încep, sigur au fost mai multe întrebări pe care le-ați adresat. Începem cu sărbătoarea. Întâi, ce sărbătoare era? Ce sărbătoare era acum? De fapt, era o perioadă, așa numită sărbătoare Mazot, în care ei sărbătoreau cum ar veni numai cu azimă. Era o veche sărbătoare pe care și evreii au moștenit-o de la vechile populații, pentru că se cocea orzul în zonele astea foarte calde, deja în luna aprilie, era orzul copt și făceau deja primele pâini fără cum se numește, fără drojdie. Era o perioadă practică în care se practica un ritual al purificării, iar curăției, înainte de Sfintele Paști. Tocmai, un fel de post, na? Era postul evreiesc înainte de a ajunge la Bucuria Învierii, un post pe care, iată, și noi, de fapt, noi l-am încheiat, cei care, asta n-am apucat să o amintim, postul de 40 de zile s-a încheiat în vinerea, acum 2 zile înainte de sărbătoarea Rusaliilor. Dacă ne uităm, de exemplu, la slujba de sâmbătă, de slujba Învierii lui Lazar, primul tropar, de exemplu, la vecernie spune, săvârșind aceste 40 de zile, cele de suflet folositoare, cerem să vedem și Sfânta Săptămână a pătimii tale, iubitorile de oameni. Adică noi cântăm că am terminat o postire, iar după aceea, iată, biserica a rânduit acum o nouă perioadă, perioada de postire mai grea din Săptămâna Sfinților Pătimiri. Osana, strigătul acesta înseamnă mântuiește-ne, este un strigăt de fapt de aclamare, de bucurie de data asta, nu e o cerință și de fapt dacă stăm să ne întrebăm mai adânc, ce înseamnă mântuiește-ne, bine ești cuvântat cel ce vin numele Domnului? Această strigă după mântuire, care e în noi toți, este strigătul după veșnicie. Vedeți cu toții, avem acum grijă și ne temem pentru cei dragi ai noștri, pentru părinți, pentru copii, pentru soți, soții, în această pandemie în care, iată, oameni dragi ne părăsesc. De ce vrem noi, de fapt, să nu ne despărțim? Pentru că iubirea, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, e veșnică. Noi vrem ca... De aceea e moartea o minciună. Pentru că noi am fost făcuți să ne iubim veșnic. Și noi simțim lucrul ăsta, fiecare dintre noi. De aceea, iată, acest lucru l-aș spune așa. Pe cel pe care îl iubește Dumnezeu, acela nu poate muri. De aceea în Lazar ne-a dat această istorie, de asemenea Mântuitorul astăzi. Părinte profesor Daniel Benga, ne apropiem cu pași repezi de finalul ediției de astăzi și iată, timpul trece foarte repede. Și aș vrea acum, la final, la încheiere, să încercăm să facem o sinteză a acestei analize pe care, sau mai bine spus, acestor cuvinte frumoase pe care le-a spus la suflet cu privire la acest extraordinar praznic al intrării Domnului în Ierusalim, pe de o parte, dar și faptul că prin această trecere și intrare în cetatea Ierusalimului, Mântuitorul Hristos se îndreaptă către Sfintele sale pătimiri și să ne dați un cuvânt de îndemn și de binecuvântare pentru această perioadă a unui altfel de post,
postul acesta al săptămânii mari, cum este cunoscut, poate perioada cea mai tensionată și cea mai plină de suferință, prin exemplul jertfei supreme a Mântuitorului Hristos, jertfă care țâșnește, dacă vreți, din iubirea nemărginită a lui Dumnezeu pentru om. Da, mulțumesc pentru îndemn. De multe gânduri îmi vin în minte acum, nici nu știu pe care să le spun mai repede. Aș spune așa, avem așa de multe semnificații. Un lucru foarte important pe care să-l ținem în această săptămână după modelul Mântuitorului ar fi smerenia. Când am început triodul, triodul e perioada pregătitoare pentru Paști, pentru înviere, cu 10 săptămâni înainte de Paști, Duminica Vameșului și a Fariseului, acolo am început, l-am început cu smerenie. Astăzi, în Duminica Floriilor, cu Sâmbăta lui Lazar legată, Mântuitorul vine pe asinul smerit, purtând ramuri smerite în mâini, noi românii, salcia smerită, mergem către culmea smereniei, care este răstignirea pentru noi. Și de aceea, acest gând să ne-l punem fiecare în minte, cum am putea să trăim smerite în aceste zile, să nu supărăm pe nimeni, să nu ne căjim, să nu judecăm. Cred că asta ar fi un lucru extraordinar pe care îl putem face. De asemenea, să încercăm să-L primim pe Hristos în suflete, pentru că intrarea în Ierusalim, așa ne cântă cântările acestea, e intrarea lui Hristos în sufletele noastre. Mântuitorul a intrat în Ierusalim acum 2000 de ani, acest episod istoric nu se repetă, dar El este trăit în credință de către noi și ramurile noastre definite, tot textele liturgice ne spun, trebuie să fie dragostea, smerenia pe care le-am amintit, chiar și gestul hainelor pe care încă nu l-am comentat. De ce aruncă oamenii haine? Și e o tâlpire foarte frumoasă a Părintelui Petronul Tănase, care spune că de fapt ei vor să se întoarcă în rai și cu asta, e dorul ăsta al nostru după veșnicie. Și poate ultimul gând pe care l-aș spune este acesta: Cel pe care Dumnezeu îl iubește este nemuritor. Desfigurarea suferințelor și a morții, care stă înaintea noastră tuturor, a bolilor, va fi refăcută de frumusețea chipului nemuritor al lui Dumnezeu, lăsat în noi și pe care îl va reconfigura. Și mai este încă o mare nădejde în această săptămână, pentru că știți cum? Noi trăim săptămâna pătimirilor, dar noi nu mai suntem ca ucenicii și ca iudei din acea vreme care nu știau că urmează învierea care era prorocită. Pentru noi învierea deja există. Și de aceea e foarte important, și anume că răstignirea Mântuitorului nu este moartea oricăror speranțe, ci aranjamentele pe care le-au făcut cărturarii, fariseii în frunte cu Iuda sunt toate distruse printr-o mare surpriză. Dumnezeu ne surprinde. Și așa cum i-a surprins prin învierea lui Lazar, îi va surprinde pe toți fățarnicii și făcătorii de rele prin învierea sa din morți, dând un nou destin veșnic istoriei. Așa că acesta este răspunsul. Nu vă temeți, nu este aici Hristos, a înviat lumina, bucuria și nădejdea noastră. Dragi ascultători, am avut astăzi bucuria de a avea ca invitat pe preacucernicul părinte profesor dr. Daniel Benga. Părinte profesor, vă mulțumim din suflet că ați fost alături de noi și știți bine că vă așteptăm cu mare bucurie și în cadrul altor ediții. Cu mare drag, mă bucur și eu foarte mult. O săptămână plină de smerenie le doresc și eu tuturor celor care ne ascultă și de folos duhovnicesc pentru a avea parte de bucuria în viață. Dragi ascultători ai Radio Trinitas, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o seară plină de bucurie duhovnicească. Praznic binecuvântat! La revedere!